Mircea Băsescu poate merge la serviciu. Ieri magistrații Constanțene au admis cererea fratelui fostului președinte de a fi lăsat să lucreze șase ore pe săptămână. Mircea Băsescu a cerut trei ore de libertate timp de trei zile pe săptămână pentru a putea merge la birou, dar a primit din partea magistraților numai trei ore de două ori pe săptămână. Mircea Băsescu a explicat instanței că există aspecte legate de afacerile sale de care trebuie să se ocupe personal. În rest, fratele fostului președinte rămâne în arest la domiciliu. Mircea Băsescu este acuzat că în perioada 20 februarie 2011-22 februarie 2012 ar fi primit 250.000 de euro de la fiul lui Bercea Mondial, Florin Angel prin intermediul lui Marian Căpățână pentru a interveni ca judecătorii să dispună o soluție favorabilă în dosarul în care Sandu Angel era judecat pentru tentativă de omor deoarece și-a înjunghiat un nepot.